Sfatul 2. Verifică foarte clar vecinii și vecinătățile. Mă întorc un pic la zona dens construită, pentru că multe parcele neavând garduri pot să fii obligat să construiești foarte aproape de casa vecinului. Și atunci vei avea nevoie, de exemplu, inclusiv de realizarea unor expertize tehnice pe casele tuturor vecinilor, în care să fie evaluată starea de degradare a construcției respective. Pentru că tu, în momentul în care vii și sapi să faci fundațiile respective, tu poți să afectezi foarte mult fundația vecinilor și să cadă casa pe tine. De asemenea, dacă tu, de exemplu, îți impune primăria să ai 2 locuri de parcare sau 4 locuri de parcare, poate că vei fi obligat din punct de vedere urbanistic să ai și niște subsoluri cu niște parcaje. Dar poate că acele subsoluri vor fi fundate mult mai adânc decât vecinătățile sau decât strada. Motiv pentru care, neavând, de exemplu, spațiu să sapi, va trebui să faci piloți sau pereți mulați sau săpături de incintă care sunt foarte costisitoare. O ultimă evaluare pe care am făcut-o noi în birou pe un astfel de proiect, pentru că se cereau impuse de la primărie un anumit număr minim de parcări, în soluția în care s-ar fi băgat toate la subsol, doar piloții care ar fi ținut terenul să nu fie afectați vecinii costau peste 100.000 de euro. Deci, mare atenție. Iar problema cu vecinii este că în ipoteza în care din lucrările tale pe teren fisurează casa vecinilor, tu va trebui să despăgubești și au dreptul astfel de despăgubiri dacă nu se face un raport preliminar. Sper că ți este util acest material video foarte scurt, ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții, pentru a putea construi mai bine.